baza limbii maghiare. Nu. Însă și premierul Marco Bello coordonează domeniul învățământului. Noi dorim să facem, să fie limba română în secuime, se predă la școală, un pic mai abordabilă, pentru că este prea grea. Deci copilul care trăiește în acea localitate, în acele zone, este exact ca și copilul român din București, care este pus din clasa, nu știu, a patra, să învețe cot la cot cu un englez sau cu un copil german, limba germană, în condițiile în care pentru copilul respectiv este limba maternă. Este foarte greu, trebuie un pic să fie un pic mai ușoară. De aceea este o barieră care trebuie trecută. Dar niciodată noi nu am susținut această idee. Limba română trebuie cunoscută de către toți cetățenii României, indiferent că sunt de naționalitate maghiară, germană sau alte naționalități, dar să putem folosi și limba maternă în administrația locală. Acest lucru. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Nu sunt. Nu, chiar pensiunile nu au legătură cu ziua maghiară. Nu. Mai vreau să fac un comentariu scurt din perspectiva domeniului cu care mă ocup ca profesie. Nu aud de 15 martie și în general ar trebui să se ridice povestea asta că zona aceea, Harghita, Covasna, e una dintre cele mai sărace, cu un procent de șomaj foarte ridicat, cu un nivel al calității vieții foarte scăzut. Astea sunt problemele reale și ale românilor și ale maghiorilor din țara. Să îi reprezentăm pe cei care ne-au ales să contribuim la dezvoltarea zonelor în care trăiesc cetățenii maghiari. Dar strada pe care o asfaltăm, nu o asfaltăm pentru noi, pentru că o folosim toți. Faptul că asfaltați-le toate străzile din Harghita și Covasna. E mai greu. Nu. Sandra, o asfaltează partea română. Nu. Din guvern. Știți foarte bine că de-a lungul timpului zona unde trăiesc cetățenii maghiari nu a fost privită ca și interes din punctul de vedere al infrastructurii. Și aceasta s-a adunat. UDMR a încercat, prin prezentarea la guvernare, tot timpul să susținem, să sprijinim această zonă, pentru că este păcat. Și în Cluj, și în Oradea, și în Timișoara, și în Secuime, la fel. Drumurile sunt folosite către toți, școlile și așa mai departe. Deci nu mi se pare o diferență prea mare faptul că foarte mulți nu au considerat o prioritate acea zonă. Dar, vă spun o dată, politici publice și așa mai departe, susținem și suntem în București, suntem în Parlament, suntem în guvern. Și operaționalizate dacă sunt. Și nu doar pe hârtie, că altfel... Marți, săptămâna trecută, marți, în biroul permanent de la Senat, a fost declarată zi festivă pentru Senat, ziua de 15 martie, și astfel a fost zi liberă. Singur vot împotriva a fost al domnului senator Dan Voiculescu. Restul instituțiilor statului în care UDMR-ul are reprezentanți, mai precis, aproape 200 de posturi de conducere în administrația centrală, cum a procedat pentru a fi prezentat la această sărbătoare? Și-au luat zile libere? Și-au luat concediu? Nu, e treaba lor. La nivel local, fiecare s-a descurcat cum poate. Eu zic următoarea... La nivel central. Mă refer la miniștri, la miniștri secretari de stat, la conducători de agenții. Vreau să vă spun un singur lucru. Faptul că în Parlament s-a discutat, ce au fost mai multe propuneri, să fie doar colegii UDMR liberi în ziua de luni, până la urmă s-a votat să fie tot Parlamentul. Nu mă întrebați de ce au, dar din punctul meu de vedere pot să spun că este o normalitate. Adică o zi importantă pentru noi este, sigur că de către concetățenii noștri cu care trăim în această țară, este respectată. Și mi se pare un gest foarte frumos. Sigur. Mai mult decât atât, de fiecare dată, în ziua de 15 martie, când sărbătorim în tot Ardealul și peste tot unde trăiesc maghiari, atât președintele României, cât și premierul României au mesaje de felicitare. Dar asta nu de ieri și de alaltă, ci de 90 încoace, tot timpul. Ca să încheiem... Adică mi se pare că abordați false teme care, vă repet și dumneavoastră, sunt istorice. Nu le rezolvăm nici noi, nici eu, nici dumneavoastră și probabil că nu le va rezolva nici următorul secol de istorie. Da? Însă temele astea legate de viața oamenilor de zi cu zi, români, maghiari sau ce-o fi acolo, secret și așa mai departe... Cred că avem o problemă de sunet. Cred că sunt mai importante, dacă m-ați auzit. Alo? Da, acum vă auzim, vă rog să răspundeți. Da. Deci, dacă îmi permiteți să spun și eu câteva vorbe, că eu v-am ascultat pe dumneavoastră. În primul rând, s-au pus câteva probleme, eu cred că care sunt false. Nimeni dintre noi nu a tras la îndoială importanța cunoașterii limbii române. Deci asta este o falsă presupunere. Ceea ce privește prosperitatea economică,
Adevărul este că peste tot în Europa, unde funcționează regiuni autonome, acestea sunt, din punct de vedere economic, prospere. Tirolul de Sud, înainte de a obține autonomia, a fost cea mai săracă din Italia, astăzi este regiunea cea mai prosperă. Deci, bineînțeles că autonomia poate să aducă prosperitate. Asta este răspunsul meu. Iar ceea ce privește sărăcia în Ținutul Secuiesc se datorează tocmai centralizării excesive. Bineînțeles că aceste probleme, calitatea vieții... Una e decentralizarea administrativă, deci calitatea voastră, iertați-mă. Nu, sunt în perfectă corelație. Ar trebui să studiați mai mult autonomiile care funcționează în Europa. Ar trebui să studiați mai mult legea autonomiei Tirolului de Sud și evenimentele care s-au desfășurat acolo. Vreți să facem lecturii acum concrete la Sandra Stoicescu în emisiune despre ce înseamnă descentralizare Putem să în facem Europa? Și chiar vă invit să mergem împreună deci la fața locului. Vă recomand că această atitudine de superioritate a fost înaintată Parlamentului României de către Consiliul Național Secuiesc, urmărește modelul Cum a fost înaintată, domnul Balaș? Pe baza căruia funcționează autonomiile din Europa, din Uniunea Europeană. Din ce modalitate a fost înaintată în Parlamentul României, recomandările Consiliului Europei? Deci, dacă doriți să mă ascultați, e bine. Eu v-am ascultat pe dumneavoastră. Dacă nu doriți, atunci, bineînțeles, pot să ta. Poate să răspundeți la întrebarea care v-am pus-o. Propunerea a fost depusă de 7 parlamentari în 2004. Există și acum proiectul de lege. Ce fel de parlamentari? UDMR-ului. UDMR-ului. Deputații parlamentari. Colaborați. Deci n-am înțeles întrebarea.